bine ați venit la Reality Beyond Itself. Eu sunt Idom și astăzi o să vă fac un nou truc de cărți. Sau nu? Nu vă fac niciun truc de cărți. V-ați obișnuit cu poveștile mele, nu? Mă rog, povești cu truc. Hai să începem cu începutul, iar începutul este Illusionist, pachetul de la Illusionist, Artie Fice cel în albastru, asta nu trebuia să întâmple. O tem. Ok, de cutie n-avem nevoie. Amestecăm un pic pachetul. Și vreau să vă spun că am fost odată la ziua unui prieten. Bine, nu în calitate de magician sau iluzionist sau iluzionist, mă scuzați, sau ceva de gen. Nu, am fost doar ca prieten. Și pentru că mi-am luat și eu pachetul meu preferat de cărți, am început să fac trucuri pe acolo, am făcut trucul sandwich, this and that, two card mounty, three card mounty, am folosit și invisible deck-ul, mai multe. Însă toate astea le-am făcut cu pachetul acesta de cărți, cu Artifice albastru. Iar la un moment dat am dat de dracu. Da, exact, am dat de dracu. De ce? Pentru că în timp ce eu mă jucam cu cărțile, nu știu, făceam flori și nu mai țin de ce făceam. Asta înseamnă că eram beta. A venit... Da, v-am spus că eram beta, da? Ok, nu mai avem nevoie de asta. Ups. A venit un tip la mine și m-a rugat să-i fac un truc de cărți cu pachetul lui. Bicycle, rider back, albastru. Și el știa câteva trucuri cu cărți, dar gen matematice, foarte simple și... Da, m-a rugat să-i fac un truc cu cărți, așa că am scos cărțile din pachet. Sau mă rog, le-am scos acum, că el atunci nu mai avea niciun pachet. Săranul. Așa. Am început să le amestec. Și în timp ce le amestecam, el mi-a spus, este puțin, tu vrei acum faci un spread la cărți, adică așa, și mă pui să aleg o carte și pac, pac, într-un copac, a ieșit cartea, care o alesese el. Și la care eu, da, ce vrei să fac altceva, trebuie să fie ceva impromptu, nu? Adică direct, fără niciun aranjament sau eu știu ceva de genul ăsta. Și la care el, da. Ok, bun. Și mi-a spus, hai să facem în felul următor, uite. Îți cunoști pachetul de cărți, da? De timp se adunase lume pe acolo și mai multe. I-am arătat din nou pachetul lui de cărți, da? Așa, și am spus, ok, bun, hai să scoatem așii. Avem aici asul de treflă, asul de inimă neagră, asul de inimă roșie și asul de rom. Și nu mai e niciun as în pachet, cred. Ok. Am scos aceștia și am pus deoparte și am continuat să amestec cărțile. Deoarece, nu știu cum să vă spun, aveam de gând să fac ceva legat de poker, le amestecam și eu ca la poker. Ok, de asta mă văzurăți că le amestec așa prostie, pentru că vreau să mimez ca și un dealer. Ok, bun. Am început, de fapt inițial am luat cei 4 ași, i-am pus sus și am început să împart cărțile în 4 grupe, 4 mâini de poker, da? Adică fiecare trebuia să aibă câte 5 cărți, deoarece eram 3 la masă. Bine, și cu mine 4. Ok. Scuzați chestia aia, dar v-am spus, eram beat. Așa. I-am rugat pe fiecare să-și ia pachetul în mână. Pare rău, n-am 2, 4, 6, 8 mâini și să-și ia asul care se află jos, să-l pună unde vrea el în pachet. Ori aici, ori aici, ori aici, ori să pună deasupra, unde vrea el. Eu să zicem că am ales să-l pun chiar aici în mijloc, da? Ok. Primul și-a luat asul, și am uitat să vă specific, în tot acest timp eu eram întors cu spatele, deci eu le-am explicat, după care m-am întors cu spatele și le-am dat instrucțiuni. Așa, acesta și-a luat asul, să zicem că l-a pus în mijloc, presupunem, nu știu ce au făcut cu ele, doar eram cu spatele.
Apoi următorul șalatasul, să zicem că l-a pus deasupra. Și acesta, să zicem că uite, l-a pus exact așa, da? După care eu, fiind tot întors cu spatele, am rugat, ok, bun, acum vă rog să strângeți grupele în ce metodă vreți voi, da? Și restul cărților să le puneți peste pachetul inițial și să le amestecați un pic, nu știu, cât vreți voi. Și au început băieții să le amestece, like a Bosch, că erau mai mulți, ok? După care am venit eu și am spus, ok, bun, vreau să fiți foarte atenți la ceea ce urmează, pentru că, așa cum vorbesc și cu voi, dacă cumva vedeți că trișez și vedeți un slide of hand, vreo chestie suspicioasă, vă rog din suflet, dați pauză la video, dați dislike, reportați-mă la YouTube ca cel mai mare infractor, nu știu, ce vreți voi, da? Deja că vedeți vreun strop de, cum să spun eu, șmecherii, ca să înțelegi ce trebuie să faceți, da? Lor le-am spus că dacă văd așa ceva, eu dau câte o rând de bere la toată lumea. Ca să scap mai ieftin, că cu voi n-am încotro. Și am început să împart cărțile, dar între timp am uitat să specific, mai venisem cu o persoană la masă, și hai să facem totul un pic mai greu, hai să fie 5. Da? Aici eram eu. Like a boss, stăteam singur acolo. Glumesc. Ok. Avem 4 cărți, 5 cărți. Întrebarea mea este acum, m-ați văzut trișând? Puteți să dați înapoi video-ul, să vă uitați de câte ori vreți voi, ok? Iar același lucru i-am întrebat și pe ei, m-ați văzut trișând? La care ei nu, de ce? Ce ai făcut acolo? Ideea este că am trișat. La care ei, până n-ai cum că ai fost în fața noastră, te-am văzut. A luat tot timpul cărțile de deasupra, ne-am uitat foarte atent să nu le iei de jos. Ok? Și zic, da, da, bine, bine că ați fost voi atenți, dar am trișat. Și nu prin îndemânare, ci prin magie. Și știți de ce? Pentru că la mine se află cei 4 ași. Cam acesta a fost trucul, povestea. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like acolo jos, un comentariu, dacă m-ați văzut trișând. Și vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Pa!